Timp de 2 ani, Consiliul Județean Giurgiu, în parteneriat cu Directoratul General Pompieri și Protecție Civilă din Ruse, a implementat proiectul James, acțiuni comune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de evenimente hidrometeorologice și poluări accidentale ale apei. În cadrul acestui proiect european, cele două instituții cu abilități în intervenții în situații de urgență din Giurgiu și Ruse au fost dotate cu tehnică modernă specifică. Toți cei implicați s-au întâlnit astăzi în sala de ședințe a Consiliului Județean pentru a marca închiderea proiectului. Prin sistemul de monitorizare creat în acest proiect s-a urmărit realizarea localizării pe hartă, a tuturor informațiilor implicate în activitatea instituțiilor care gestionează situații de urgență din Giurgiu și Ruse. Inclusiv avertizarea reciprocă româno-bulgară asupra dezastrelor, care s-ar produce la un moment dat. Participanții au scos în evidență profesionalismul și buna colaborare dintre parteneri. Grație acestora, departamentele din Giurgiu și Ruse beneficiază acum de echipamente specifice de ultimă generație. Bărci, costume pentru scafandri, vehicul cu șenile, mașină de intervenție. Acest tiraj este funcțional cu șenile? Nu, funcțional nu. Este folosit în România de 2 ani de zile. În România 2 ani de zile. Și niciodată nu a dat rațel. Și nicogă ne e bila bezuspeșnă. Inițial mi-am dorit ceva mult mai complex. Iscăt mă nești un nou posloj, nu? Dar, având în vedere resursele financiare alocate proiectului, eu zic că este o mare realizare. Pompierii români și bulgari au participat în cadrul mai multor exerciții comune de informare și instruire în intervenții în caz de dezastre. Echipamentele achiziționate prin intermediul proiectului îmbunătățesc capacitatea de intervenție în situații de urgență, mai ales în cazul unității din Ruse, care până acum a acționat cu aceeași tehnică învechită. 30 de ani, adică eu de când eu sunt pompier, în Consiliul Județean Ruse, nu exista niciun vehicul care să lupte contra incendiul sau orice altă tehnică de luptă împotriva incendiilor. Acum, în prezent, departamentul de pompieri din Ruse este cel mai bine utilată decât toate punctele de luptă împotriva incendiilor din Bulgaria. Proiectul finanțat din fonduri europene a avut o valoare de peste 4 milioane și jumătate de euro. Echipele se vor întâlni pe viitor pentru a pune bazele unor alte proiecte în perioada de dezvoltare 2014-2020.